groapa de lângă grădina botanică și policlinica Regina Maria. Deja nu știu câta lună stă neatensă, chiar dacă mai la deal am văzut s-a intervenit recent și au reparat carosabilul. După cum vedeți, e foarte adâncă și neobservabilă, mai ales dacă e plină cu apă. Și poți să rămâi fără roată sau îți pierzi echilibru. Și ajungi sub roțile transportului. Bine că nu mergi sub o bicicletă, dar dacă nu mergi sub un troleu, asta e bătaie de joc. Oare câte luni, câți ani o să mai reziste? Și craterul de lângă Institutul de Educație Fizică și Sport supraviețuiește verii. Poate măcar toamna asta îl repară, îl acoperă, că e periculos, mai ales pentru noi, bicicliștii. Alo, primărie, se aude?